Sigur, o să mă întrebați de ce fac asta, însă e foarte important câtă producție de lapte are o căpriță. Foarte, foarte important, că de acolo îți vine satisfacția, de acolo îți vin veniturile, de acolo îți vin rezultatele și motivația de a continua această pasiune pe care noi o avem. Însă dacă vă uitați bine la alții care fac probă de lapte, o să zică, ia ce goleată bună de lapte mi-o dat. Eu zic că are cam atâta. Sigur, fiecare își laudă animalul cum vrea el. Nu iei cuvântul crescătorului. Nici măcar a meu, să zicem așa, că și eu sunt o crescător. Când cumperi un animal, fă-ți proba laptelui. Du-te cumva zgradat și măsoară-ți tu laptele. Numai că lingi pe bot. Știi tu unde merem. Ioi. Astăzi mâncăm în natură, facem un picnic. Ia fetița. Stai așa un pic, că le primești acum, Anita. Salutare, prieten. Astăzi facem proba laptelui la Dora. Cea mai productivă capra noastră. O să vedeți cât de mult produce capra asta anul ăsta. Dacă veți avea răbdare până la final, o să vă explicăm tot ce putem noi în acest video. Și la final veți afla și cât lapte dă. Ia uitați ce cupă frumoasă are. Și noi ne bucurăm extraordinar de mult de ea, pentru că cum unii crescători știu, durează câțiva ani până te așezi cu animalele, până încep să-ți producă, până încep să obții rezultate fenomenale de la ele. În acest video, în timp ce mulgem, nu mi-am adus vasul de luat dopul, așa că o să dau pe jos. O să vă povestesc câteva lucruri. Arată-ne cana, explică-ne despre. Am cumpărat un recipient gradat, mult mai mare. Ăsta are o 3 litri. Ăsta are o cantitate de 3 litri care încape în el și vă voi arăta la final cât lapte se adună în el de la o singură capră la o singură mulsoare. Aseară am muls capra, evident, și acum o mulgem din nou și veți vedea cât de grozavă e de lapte. Să începem cu începutul. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul nostru, vrem să vă spunem că noi suntem orășeni, eu din Oradea, soția din Baia Mare și locuim în Maramureș, lângă Baia Mare. Sunt un pic răcit, așa că îmi cer scuze de eventuale deranjuri pe care le produc. Așa, avem doi copilași și am ales pentru copiii noștri să locuim la țară, în libertate, și tot pentru ei am cumpărat și primele două căprițe, o capră și o eduță, acum 6 ani, în 2017. Capra asta se mulge atât de greu când e plină de lapte, încât trebuie să-i mulg o parte și apoi cealaltă la început, că altfel e foarte, foarte dificil. După o vreme de la achiziția caprelor, ne-am gândit, dacă tot ținem noi o capră, două pentru noi, de ce să nu ținem 4-5? Din care să producem și brânză și alte produse și eventual să vindem apropiaților câtorva clienți. Așa s-a născut ideea noastră de a trăi la țară, oarecum din animale. În 2020 am început acest canal de YouTube și ia că la 3 ani distanță avem 24, aproape 25.000 de urmăritori, pe care îi apreciem foarte mult. La cât afătare e Dora? Dora nu e o capră tânără, Dora are cred că 4 sau 5 ani.
și eu cred. Am adus-o de pui, de iadă, mică. Am adus-o de eduță de la cineva și ea este un metis între alpină franceză și carpatină. Dar după cum se vede, e mai degrabă carpatină după aspect. Dar e un metis, o corcitură. Și iacă-te că și la noi, să știți că a durat, să știți că și la noi, de când am început cu creșterea caprilor, am avut multe pierderi. În fermă, în microfermă, în gospodărie se întâmplă necazuri. Animalele mai mor, se îmbolnăvesc grav, caprele nu sunt așa de sensibile, nu știu de a fi foarte sensibile, dar totuși se îmbolnăvesc. Și am avut multe provocări, însă anul acesta, la 5 ani distanță după începerea creșterii caprelor, pentru noi suntem convinși că nu vrem să renunțăm la capre și capra e un animal care îți produce foarte, foarte bine. Dacă o îngrijești, dacă te obișnuiești să o îngrijești, dacă știi să te ocupi de ea și te înveți să te ocupi de ea, capra e un animal ușor de crescut, productiv, de talie mai mică, ușor de stăpânit, de strunit. Sigur, în concepția unora și într-adevăr, e un animal care distruge, un animal distrugător. Nu-l poți băga într-o livadă tânără sau pe lângă vie sau pe lângă pom fructifer, că ți-o distrus. Noi, după cum vedeți, avem aici un teren de 3600 de metri pătrați, în care e mai degrabă o pădurice, să zicem, un crâng. Sunt arbori mai bătrâni care nu mai pot fi afectați în momentul de față de capre. Deși arinii ăștia din spatele meu, eu cam ros în anii trecuți, dar nu e o problemă că arinii oricum vor fi tăiați pentru foc. Care scapă și se face gros și sănătos, foarte bine. Care nu, ne trebuie și lemnul de foc. Ia uitați cât s-a umplut vasul. E bine, recipientul ăsta, v-am zis că are 3 litri, deci imediat povestim despre asta. Desigur, odată mutați la țară, am început cu câteva găinușe primite de la bunica lui Andreea, care locuiește într-un sat vecin. Și apoi, în 2017, ne-am făcut curajul să ne cumpărăm 2 căprițe. De atunci, căprițele noastre s-au mulțit și în momentul de față avem 18 capre și un țăpuc. Capre fiind și ieduțe, și iezi de anul trecut. Capre fiind și iede de anul trecut, la noi în zonă se zice vătui. Adică capre care nu au fost date la montă astă toamnă și le vom da la montă în toamna anului 2023 ca să fie bune de lapte și productive. Mai avem câțiva porci și anul trecut în vară am cumpărat și o bivoliță de la care sperăm să avem lapte de calitate și foarte, foarte gustos. Chiar dacă lumea spune că bivolița nu dă atât de mult lapte, pe noi nu ne interesează cantitatea de lapte de la o bivoliță, ci mai degrabă calitatea laptelui pe care bivolița o produce și e un animal pe cale de dispariție în România, dacă nu știți. Noi nu vom salva noi specia bivolului, dar cel puțin pentru noi, pentru familia noastră, vrem să avem produse de calitate și asta așteptăm de la bivolița noastră. Pentru cei care urmăresc acest canal de mai mult timp, primesc întrebări gen dacă e gestantă bivolița și așa mai departe. Pe bivoliță o vom da la montă în septembrie 2023 și ar trebui să fete undeva prin septembrie 2024. Bivolița are acum un an, dar nu vorbim mult de bivoliță, vorbim despre capre. Capra e un animal extrem de productiv și rentabil. Dar ca să fii rentabil, din orice produs la țară, trebuie să fii, chiar dacă ești țăran, trebuie să fii tu în primul rând rentabil în mintea ta. Trebuie să-ți socotești toate costurile, să-ți socotești bine prețurile care le ceri la produse. Și uite, așa vă trimit la un video pe care l-am făcut recent, în care pun întrebarea: poți trăi la țară din câteva animale? Un video la care am primit multe reproșuri și bagiocuri chiar de la țăranii români, nu o să vă vină să credeți. Dar asta nu mă îngrijorează pe mine, pentru că eu știu ce fac, eu mă informez, eu mă socotez bine și într-adevăr e greu câteodată să-ți cer prețul pe produsele tale, dar animalele îngrijite foarte bine se fac cu costuri ridicate și atunci alea trebuie să se reflecte în produsele pe care țăranul le vinde. Uitați-vă la videoclipul care se numește Poate țăranul român să poți să trăiești la țară din câteva animale?
Dar din păcate, trebuie să vă spun, convingerea mea și realizarea mea este că nu poți trăi. Nu poți trăi dacă ești țăran român. Trebuie să te transformi în altceva. Și despre asta vom vorbi în videoclipuri viitoare. Așa că dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, vă invităm să vă abonați ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Noi deseori postăm aventuri din gospodăria noastră, lucruri pe care noi le facem de zi cu zi și cu siguranță o să vă placă. Așa că abonați-vă. Avem și membri ai canalului Orășan la Țară care ne susțin în fiecare lună și mulțumim, le mulțumim tuturor, îi salutăm și apreciem suportul lor. Dacă doriți și aveți posibilitatea să ne susțineți munca noastră pe YouTube ca țărani români, vă încurajăm să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară și noi oricum vom continua munca pe care o facem și pe YouTube și în gospodărie, nouă ne place. Nu ne lăudăm că suntem cei mai valoroși țărani, dar avem o gospodărie frumușică și diversă. Așa că, foarte important, așteptăm comentariile voastre la acest video. Neapărat să ne dați un like, că n-aveți ce să nu vă placă la acest video. Și haideți să vedem cât lapte o dat văcuța noastră. Ho, 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 să nu mi-l răstorni, că păi ce-am făcut? Stai liniștită. Dora are o pulpă mai groasă, evident, o capră care produce bine, rămâne pulpa destul de masivă. Dar am frământat-o și am măsurat-o, dar am frământat-o și am tot masat-o ca să mă asigur că scot tot laptele din ea, ca ea să poată să producă peste zi un nou lot de lapte. Acum, haideți să vedem ce avem aici. Acum, noi nu facem războaie virtuale cu alți crescători de animale, însă sunt lucruri pe care simt nevoia să vi le arăt și să vi le explic. Luați aminte. Dacă eu filmez de acolo recipientul ăsta cu lapte, o să vi se pară că e plin și dă pe deasupra cu spumă. Dar în realitate avem o cantitate considerabilă de spumă în recipient. Și dacă eu vă zic că aici ai 3 litri, eu pot să zic, păi uite domnule că am 3 litri jumate de lapte de la o capră la o mulsoare. Însă, dacă apropiem camera, o să ne lămurim. Hai să vedem ce ni se arată aici. Sper să se vadă pe cameră gradația. Dacă o întorci un pic mai bine. Spune-mi dacă se vede. Nu știu cât de bine se vede, dar în virtutea corectitudinii, aici ai spuma, aici este 3 litri și un pic sub 3 litri este laptele nostru efectiv fără spumă. Consider că cu cât se mai decantează spuma asta, ar putea fi un pic peste 3 litri, dar o să rămânem și o să spunem avem 3 litri de lapte la o mulsoare de la căprița asta. E foarte important câtă producție de lapte are o căpriță. Foarte, foarte important, că de acolo îți vine satisfacția, de acolo îți vin veniturile, de acolo îți vin rezultatele și motivația de a continua această pasiune pe care noi o avem. Însă dacă vă uitați bine la alții care fac probă de lapte, o să zică, ia ce goleată bună de lapte mi-o dat. Eu zic că are cam atâta. Sigur, fiecare își laudă animalul cum vrea el, însă cel mai bine, și fac lucrurile astea pentru că pe canalul Orășan la Țară încerc să educ, da, educ-i cuvântul, și să informez bine următoarea generație de crescători care, mulți îmi scriu că văzând videoclipurile mele, au prins curaj să înceapă să crească o capră, un animal la țară sau chiar să se mute la țară și ne bucurăm foarte mult pentru acest fel de reacții și atunci, pentru informarea lor corectă, e foarte important să nu iei cuvântul crescătorului, nici măcar a meu, să zicem așa, că și eu sunt o crescător. Când cumperi un animal, fă-ți proba laptelui, du-te cumva zgradat și măsoară-ți tu laptele. Mai mult de atât, omul, dacă vrea să-ți vândă o capră care zice el că dă 4 sau 6 litri la zi, s-ar putea să nu mulgă seara. Și atunci, tu te duci dimineața și mulci capra cu laptele de pe o zi întreagă.
Dacă vrei să nu-ți iei țapă și plătești bani buni, foarte scumpe o capră, că acum caprele bune sunt foarte scumpe, și alea țepe, și caprele foarte rele sunt foarte scumpe uneori, așa că fiți atenți ce cumpărați, ca să vă asigurați că nu vă luați țapă, cel mai bine vă luați o pensiune dacă sunteți în alt județ de unde cumpărați capra, mereți seara și faceți proba laptelui și mereți dimineața și faceți proba laptelui. Dar toate astea detalii, dar toate aceste detalii și secrete le puteți afla de-a lungul timpului dacă sunteți abonați ai canalului Orășan la Țară și mai ales dacă sunteți membri, că vom face videoclipuri special pentru membri, în paralel cu cele pentru abonați, în care vom zice mai... în care vom spune mai structurat secrete de genul ăsta, în care să nu vă păcăliți, să nu vă aruncați banii pe fereastră și să aveți capre bune, productive, de care să vă bucurați. Acum, dacă capra asta o dat dimineață 3 litri și seara v-a dat tot 3 litri, de regulă, în funcție de capră și cât de bine mănâncă ea peste zi, producția poate să difere între dimineață și seara cu 100-200 de mililitri, în plus sau în minus. Deci putem estima o medie de 6 litri de lapte la zi la capra asta, un lucru fabulos pe care vi-l vom explica într-un video viitor despre cum să ai o capră atât de bună de lapte, cum să o ajuți să poată produce și cum să te bucuri de ea mult timp, pentru că o capră trăiește 10, 12, 15 ani. Așadar, suntem la finalul acestui video și o să vă rog foarte important încă o dată să ne dați un like la acest video, neapărat să ne scrieți acolo în comentarii reacția voastră și dacă puteți să distribuiți acest video, să vă abonați și să deveniți membri. Ia ca 3 litri de lapte de la o singură capră. Vă salut și ne vedem data viitoare. Bravo, Dora. Bravo, iubita, tu ești... tu ești vedeta noastră acum. Carpatina vedeta.